După cum v-am obișnuit, în fiecare ediție vom avea un interviu în exclusivitate. Noi am mers acasă la Cristiana și am descusut-o pe toate părțile. Am aflat secretele frumuseții ei, am aflat ce mănâncă, ce bea, cu ce se îmbracă și mai multe. Vă invit să le vedem în interviul în exclusivitate. Ei bine, după cum v-am promis, am ajuns acasă la Cristiana. Ne-a primit cu brațele deschise și urăm bun venit la echipa noastră și bine te-am găsit! Bine ați venit, dragii mei, mă bucur tare mult că în sfârșit ați ajuns, că de când mă amenințați și vă așteptam, nu mai aveam răbdare, zic, când mai vine echipa de la DBTV, că nu mai are răbdare să vină, să-i cunosc și eu, să o cunosc pe Mihaela, Damani, pe toată echipa care am auzit că e o echipă performantă. Suntem și ne străduim să ne ridicăm un pic la standardele mult așteptate de toată lumea. Bun, acum spune-ne despre tine. Tu ce ai mai făcut în ultima perioadă? Că ai fost un pic ocupată. Da, eu fac foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Ocupată, da, pentru că lucrez intens la un album. Unul l-am terminat, de fapt, acum trebuie să, ca să iau părând, așa că am lucrat la un album cu, într-o compilație cu Monica Lupșa, Cristi Nucă, Dănuț Ardeleanu, eu singură, piese singură, și acum lucrăm, că nu l-am terminat, la un album care îl voi face cu Dănuț Ardeleanu, un album cu muzică ardelenească, foarte, foarte frumos. De-abia aștept să iasă, să facem filmările, să asculte fanii noștri, ceva deosebit. Și noi abia așteptăm, mai ales da. Muzică din toate zonele țării, am înțeles, nu? Albumul care lucrez acum, la care lucrăm cu Dănuț, e din Ardeal, doar ardelenesc. Dar compilația, da, sunt melodii și cu Cristi Nucă, care sunt din zona Moldovei, ardelenești, bănățene, da, mai multe genuri, dar foarte frumoase amândouă albumele. Și în rest lucrez sală, că știi cum e, când vii cu ceva nou pe piață, trebuie să vii și într-un fel să arăți. Corect. Lucrez și la sală, țin un regim, am slăbit, că n-am scăs să fiu, cum să zic, album nou, rochii noi, slăbit, look nou, tot ce trebuie, da. Da. Ce faci? Ce presupune aspectul tău fizic? Tu, în general, pui foarte mare accent pe apariție, pe imagine. Da, și eu chiar cheltui foarte mult pe chestia asta. Adică, pentru mine, într-adevăr că contează și vocea și felul cum cânți, dar contează și aspectul, cum te îmbraci, cum te menții, cum... Totul. Adică în meseria asta nu contează doar să pui mâna pe microfon, să te duci la nuntă și să nu. Trebuie să arăți într-un fel, să... Foarte multe chestii pe care le-am învățat și eu, la rândul meu, de la domnul Dan Bursuc, că el știe, are experiență mai mare. Am mai furat și eu de la alți colegi de-ai mei, că meseria asta se mai și fură. Da, așa e. E greu să reușești să ajungi la ceva ce ți-ai propus tu, gen, nu știu, să arăți într-un fel. Cam cât de mult ai chinuit tu? Mă chinui mereu, pentru că îți dau un exemplu. Dacă te duci în frigiderul meu, plânge. Nu am decât fructe și legume. E greu, pentru că, na, nu pot să mănânci orice. Uite, eu am renunțat la pâine, care eu de mic am crescut lângă fabrica de pâine. Deci pâinea era pentru mine ca și apa. Cea de toate zilele. Da. Și am renunțat. Am zis că, bă, dacă mai mănânc pâine, mă fac de nu mai pot să-mi revin. Trebuie să renunț la pâine, am renunțat la ulei, nu mai mănânc gătit cu ulei, nu mai mănânc prăjel, nu mai, adică, da, trebuie să renunț la anumite chestii. Nu ți-e poftă câteodată de vreo rețetă de-a mamei? Ba da. Că și zona ta e bogată în de-aleguri. Da, chiar mi-e poftă. Mama mea, Dumnezeu să o ierte că e moartă, care m-a crescut, a gătea extraordinar. Și chiar azi o să vă gătesc o rețetă tradițională din Maramureș, care se numește hrenzele. Ai mâncat vreodată? Nu, și chiar abia aștept. Aia e cu ulei. O să mă sacrific și o să mănânc una azi de poftă, că nu o să pot să mă abțin. O punem pe Cristiana la îngrășat acum, n-avem ce să facem, dar totuși. Mi-e poftă, da, dar acum am zis, mă, până la sărbător nu mai gătesc nimic. Adică încerc să fac legume la tigaia, la dry cooker, de astea mai diete, deci așa. Și de Crăciun... O zi, două, trei, după aia mi-au revanșa, știi? Mănânc tot ce n-am mâncat atâtea luni. Compensezi. Da. Spune-ne, nu știu, familia ta, tu cum ești tu în afara scenei? Că nu ești Cristiana pe care noi o vedem la TV, în videoclipuri. Sunt o femeie și o persoană simplă, normală. Multă lume poate când mă vede așa, nu știu, depinde. Acum că știi cum e, când te vede la televizor zice, aoleo, ce figurantă sau ce. Nu, eu sunt din contră. Mă consider o femeie și o persoană foarte simplă, ca și oricare altă fată, doar că am un dar de la Dumnezeu, vocea mea, care mi-a dat-o Dumnezeu și
care provin dintr-o familie de lăutari. Tatăl meu, frații mei cântă toți, cumnata mea, toți. Poate odată o să mergem în Maramureș și o să-i vedeți și pe ei și atunci o să vă convingeți, pentru că acum nu vreau să-i laud, dar sunt niște muzicanți foarte buni. Adică în zona Maramureșului sunt cei mai buni. Ne dăm seama și mai ales că, na, vedem și de unde ai moștenit tu talentul da, ăsta. Da, așa e. Evenimente, ce curge evenimente? Prin sânge. Da. Păi, de ce exemplu, evenimente avem acum am foarte multe plecări în afară. Chiar acum, săptămâna asta, sâmbătă, plec în Spania, la Valencia, după aia, luna lui noiembrie, toată luna. Am plecat în Spania, Italia, concerte, mai mult sunt plecată. Uh-huh, uh-huh. Asta cum e viața de artist. Cum te primesc românii din afară? Nu știu, care e impactul lor când văd pe cineva din țara lor natală că au venit exact acolo unde ei practic au plecat să muncească și să-și atingă un scop? Toată lumea, ce să zic, unde cum merg așa, adică în orice țară merg la o petrecere foarte frumos, deci se comportă foarte frumos, nu știe ce să ne dea, ce să au locul tare, ce frumoasă ești, ce fată de treabă, ce... Da, foarte frumos, n-am ce să obiectez în chestia asta. Și chiar îmi place, de exemplu, Italia, îmi place foarte mult și Spania, doar că e drumul mai mare, mai lung, mă refer, trebuie faci 4-5 ore cu avionul și atunci dai seama că mă plictisesc. Și ce fac? Îmi pun căști și ascult muzică, ca să-mi treacă timpul mai repede. E bine, muzica cu muzica se completează. Da, prin asta mă relaxez. Da, tu când pleci în afară, în altă țară, la concerte, îți aloci o zi pentru tine acolo să te relaxezi, să profiți de orașul în care ajungi? Nu, niciodată. Uite, de câte ori merg în afară, în Spania sau Italia sau Germania sau Anglia, unde merg, nu am timp, pentru că noi când mergem direct hotel, ne odihnim, mă aranjez și eu cu 2-3 ore înainte, că sunt femeie, fă-te la păr, machiază-te, nu știu ce, și pe aia mergem la petrecere. Adică chiar nu avem timp. Am fost de atâtea ori în Spania și o singură dată am avut și eu timp să vizitez Madridul, orașul. Deci nu ai timp. Alta e când mergi într-o vacanță și alta e când mergi la muncă. Adică noi mergem practic să muncim. Am înțeles. Și o zi normală din viața ta? O zi normală din viața mea începe așa. Mă trezesc de dimineață, îmi fac o cafeluță, că pot fără cafeluță. După aia mă trezesc frumos, fac eu puțină, că eu sunt cu curățenia disperată, așa, gătesc ceva la micul dejun. După aia mă mai duc și eu prin oraș, pe la un coafor, pe la unghii, pe la pensat, pe la nu știu ce. Seara, sală, că na, fără asta ți-am zis că nu poți. Și după aia, seara, când vin acasă, dacă nu am pe la studio de mers sau vreo petrecere, vin acasă la TV, eu am o viață foarte normală și... Liniștită. Liniștită, da. Ai și o fetiță. Da, da, da. Mm. E la tatăl ei acum. Foarte bine mă înțeleg cu ea, am o relație cu ea de prietenie, pentru că am făcut-o de foarte mică și mă bucur acum că am ajuns, cum să zic, să vorbesc cu ea ca și cu o prietenă. Câți ani are? 20 de ani. Să trăiască. Mulțumesc. Da, și simt fericită. Cum e la vârsta asta? Încearcă să-l scalce un pic pe urme sau e studentă? Nu, ea a terminat liceul, ea acum e la taxă și face un curs pentru limbă ca să lucreze acolo unde e în țara respectivă. Nu e, dar are ureche muzicală, mă moștenește, dar nu are o voce extraordinară și eu știu cum sunt. Sunt de părerea că dacă cineva nu e talentat cu o voce să, cum să zic, să când într-adevăr când se duce la o petrecere, adică nu să facă playback, să cânte live, că asta e meseria noastră. Jaba mă duc eu cu CD-ul și mimesc, așa lumea știe cum e, pune CD-ul și nu mai vrea să merg eu. Eu am considerat că nu e o voce care să rupă când pune mâna pe microfon și am zis, lasă mamă, tu fă altceva, muncește, că nu ești pentru meseria asta. Și da, are planuri de viitor? Cam ce meserie ar vrea să-și aleagă? Da, ea are planuri, ea vrea să lucreze, să căsătorească, ea are alte planuri, ea vrea să fie mamă. Da, mama e cea mai grea meserie. Da, ea vrea să lucreze acum în scurt timp și are viața ei, are o viață foarte frumoasă, o ajut și eu mereu, vorbesc la telefon. Da, da. E bine, unde e foarte bine, mulțumesc Dumnezeu. E bine. Da. Noi ce să spunem, așteptăm albumele tale. Când ai spus că le lansăm? Păi acum, înainte de sărbători, înainte de sărbători, trebuie să iasă, da. Deci de sărbători o să avem și muzică nouă. Da, bineînțeles. Păi normal, păi știi cum e, vine Crăciunul cu surprize pentru fanii noștri, cu cadouri de Moș Nicolae, de Moș Crăciun.
De Crăciun ce faci? Planuri ceva de sărbători sau? Planuri de sărbători, nu știu, oricum seara de Crăciun pentru mine e un lucru sfânt și îl petrec acasă în familie. Nu mi-am făcut niciun plan. Restul, a doua zi, a treia zi de Crăciun, cred că o să merg la muncă, că na, asta e meseria. Dar în seara de Crăciun nu. O stau acasă cu familia. Fac și eu mâncărică, sarmale, o ciorbiță cu tare, prăjitură, cozonac. Poate profităm și atunci și venim și la sarmalele tale. Normal, normal, trebuie să veniți. Că eu nu vreau să mă laud acum, dar o să vedeți când o să mâncați rețeta tradițională din Maramureș. Sunt o gospodină bună. Nu știu ce să spunem, așteptăm rezultatul, să vedem. O să vezi rezultatul și spun după aia. Au trecut 2 ani de zile de când ți-ai pus implantul sânilor. Da, 2 ani, cam așa. Mă gândeam să mai fac o ridicare, dacă mai slăbesc vreo 10 kg, că așa am plan să dau jos 10 kg de acum până la Paști, că nu se dă așa, nu vreau adică să slăbesc dintr-o dată, vreau să mai fac o ridicare de sân. Că mi-a făcut ridicare și mi-a pus și implant. Păi e foarte ok. Cum mă simt bine, n-am nicio problemă. Cum au perceput colegii tăi din Breaslă, îți dai seama, schimbarea asta a ta? Cum se perceapă? Bine, oricum eram dotată de la mama natură, adică n-a fost o schimbare majoră. Da. Să zici că aveam sânii cât un măr și mi-a făcut cât un dovleac. Dar, îți dai seama, bine, cum sunt bărbații, mă învârt este... numai printre bărbați, îți imaginez. Dar de multe ori mă fac că nu văd, știi? Îi văd cu colțul ochiului și nu-i bagă seama. Voi rămâneți cu uitatul, eu rămân cu... cu ce? Implantul. O dăm și în rime dacă trebuie. Da. Cât de greu e pentru corpul tău exact tot procedeul ăsta de schimbare? Nu de... e greu absolut deloc. Așa nu? E, nu. Nu investești foarte mult în operații estetice sau mici trucuri din astea care... Nu, eu nu sunt adepta operațiilor estetice. Mie îmi plac lucrurile naturale, dar na... Am zis că fiind artistă, mai e o rochie, mai e o ceva cu spatele gol, să arăt se într-un fel. Și altfel. Da. Dar e ok, adică nu am probleme, nu am avut să zici că eu am simțit ceva sau absolut nimic. Atunci mi-a fost greu, acum 2 ani, primele 3-4 zile, dar eu la 3 zile după operație eram la spectacol. Eu sunt foarte tare de fire, da. Nu prea am deci n-ai avut probleme să stai foarte mult la față? Și nici nu am fost, uite, o singură dată am fost să-mi fac o ecografie la sân. Mamografie sau cum se cheamă, da? Și mi-a zis că sunt ok, adică nu... Asta e foarte bine. Da. Deci înseamnă că doar sânii și atât. În da, rest, o să mai fac nu... o ridicare, dar să vedem, cred că mai în vară încolo, înainte de Paște. Să ne mai sculptăm un pic până atunci și după aia. În rest, n-am nevoie de nimic. Da. Putere și sănătate de muncă să muncesc, asta e... Asta e cel mai asta important. Asta e cel mai important, da. Noi îți mulțumim mult pentru timpul acordat. Și o să mai venim în vizită, așa, mai și mai până așteptate și invitați. Merg și eu la voi la studio, că sunt curioasă să văd cum arată platou, studioul vostru, că nu a fost niciodată. Și vă aștept și eu să-mi vedeți garderoba, să mai vorbim, poate veniți într-o zi cu mine la sală, poate mergem la Maramureș. La Maramureș, eu abia aștept. Deci tăiem tot de pe listă, rămâne Maramureșul. Că și... îți dai seama că și mie mi-e dor și cu ocazia asta am vizitat și eu familia. Da. Abia așteptăm să mergem și la Maramureș. Te așteptăm la noi. Dragii mei, cam asta a fost astăzi. Cristiana va intra în bucătărie în curând. Vă invit cu mine în bucătărie să vedeți ce rețete v-am pregătit. O să vă las cu gura căscată. Așadar, cam acesta a fost discuția de astăzi. Noi ne revedem data viitoare. Până atunci, mai bine. Vă pupăm.